După victoriile cu Miercurea Ciuc și CSM Focșani, baschetbaliștii din Bănie au pierdut la limită cu Dinamo în ultimul meci al turneului de la Craiova. Partida de aseară din sala polivalentă a fost foarte echilibrată. Cele două formații au mers cap la cap în primul sfert, care s-a încheiat la egalitate cu scorul de 16-16. Actul secund a fost al oltenilor. Prata ieșit la rampă, a avut mai multe acțiuni individuale și s-a mișcat bine și în defensivă. Pe lângă american, Filipovici și Henson au reușit și ei mai multe aruncări perfecte din afara semicercului. La pauza mare, Craiova a intrat cu un avantaj de 9 puncte, scor 37-28. Craiovenii s-au mișcat bine și în următoarele două sferturi, iar cu 4 minute înainte de final aveau un avantaj de 12 puncte, scor 69-57. Finalul a fost incendiar, iar avantajul s-a topit în cele din urmă. Cu 19 secunde înainte de final, oltenii conduceau cu 78-77, dar Dinamo a mai punctat de două ori de la linia de libere și a încheiat învingătoare cu scorul de 79-78. Trebuia să jucăm mai inteligent. Am făcut prea multe turnover pe final de meci. Vom analiza meciul și vom vedea unde am greșit. Însă e păcat pentru că am dat cu piciorul la o victorie ușoară dacă gestionam bine finalul. E foarte greu să fii la o secundă să câștigi, nu să, cu 30 de turnover. Eu mă bucur că s-au bătut până la sfârșit și că nu au mai fost scăderea aia de la minus 20. Punctele, că 10 plus sau minus, alea se duc repede, vedem și în echipele, în campionatele alea. Problema este că ei trebuie să înțeleagă, să ridice capul și să puteți să mergem mai departe. După un meci de genul. După victoria cu 79-78, bucureștenii îi depășesc pe olteni în clasamentul Ligii Naționale de Basket Masculin. Acesta a fost ultimul joc al turneului din Bănie. Pentru SCM-ul Craiova va urma, săptămâna viitoare, un turneu la Cluj, unde va întâlni echipa gazdă U Banca Transilvania Cluj și Steaua București.